O mămică a ajuns subiect de glumă pe un grup de Facebook după ce a postat cu îngrijorare faptul că fetița ei a sărit din greșeală de la sânul unei femei ce fusese vaccinată. Conform știri de Cluj.ro, fetița mea de un an și 9 luni pe care încă o alăptez, a sărit de la vecina mea care și ea alăptează o fetiță de 3 luni. Problema este că vecina era vaccinată în timpul sarcinii. Într-o clipă de neatenție, fetița mea a sărit câțiva stropi din sânul vecinei care o alăpta pe cea mică, iar eu când am văzut am tras-o imediat. M-am cam speriat puțin. Știu că prostiile din vaccin se transmit și prin lapte. Deși faptul e consumat am motive de îngrijorare, azi am fost cu ea la biserică și am împărtășit-o, a relatat mămica speriat. Pe grupul de Facebook nu se precizează data acestei postări, dar specialiștii spun că nu sunt motive de îngrijorare. În plus, mersul la biserică nu s-a dovedit că ajută în combaterea COVID-19. Organizația Mondială a Sănătății a prezentat avantajele vaccinării în perioada alăptării. Alăptarea are multe avantaje pentru mamă și copil și trebuie continuată atât în timpul infecției COVID-19, cât și după vaccinarea mamei. Virusul care cauzează COVID-19 nu a fost detectat în laptele matern. Conform studiilor realizate până în prezent, continuarea alăptării este sigură, cu respectarea măsurilor de precauție recomandate, chiar dacă mama se îmbolnăvește de COVID-19. Mamele care alăptează și care au primit vaccinul au un lapte anticorpi care ar putea ajuta la protejarea copiilor lor de infecția cu virusul SARS-CoV-2, relatează știri de Cluj.ro.